Pentru că au câștigat jocul de sâmbătă, Mădălina și Radu au obținut dreptul de a dormi împreună. Dar pentru asta era nevoie de o reconfigurare a spațiului prin Ștefania. Ștefania, tu dormi singurică acolo? Le-am zis dacă vor să se mute în paturile alea. Dacă nu vor, eu rămân la mine în pat. Nu pot să... Unde să dorm? În camera cealaltă clar nu dorm. Și plus de asta că mi-e greu să dorm în alt pat. I-aș lăsa pe ei ca să fie egalitate, să dormă și ei bine. Să stai liniștit în patul tău, nu trebuie. Mulțumim frumos. E ok, mersi. Deci, numai dacă vor ei, altfel ne descurcăm în pat ăsta, e foarte bine. Cum vreți. Dar nu vă chinuiți, mă, Radu. Nu e chinuială. Am înțeles, iluzia, gata, hai. Nu e nicio iluzie, serios. O să dormim foarte bine în pat ăsta. O țin în brațe pe iubita mea și e perfect. Eu nu mă foiesc în timpul somnului și chestii de genul ăsta. Eu cum mă pun așa mă trezesc. Ei, lasă-mă, când e dragoste, eram cu primul meu iubit, mergeam la nașa, că taică mea nu prea ne lăsa să stăm împreună, deși aveam 3 ani de relație. Și nașa avea un pod undeva sus aranjat, cu pat, cu tot, știi? Dar nu era căldură, jur că înghețam de frig acolo. Da, dar erați amândoi. Și zicea nașa, mama, dar nu înghețați de frig, dormeam cu ciorapi, cu bluză, cu pantaloni, cu halat. Latele pe noi și cu pătura și noi, eu știam că nu mi-a fost frig. Deci asta e iubirea, nu contează cum dormi, important e să fii lângă persoana aia. Hai jos la baie. Hai, stai să-ți zic un secret. Definiția dată de Ștefania iubirii merită o dezbatere mai pe larg, departe de urechile celor doi îndrăgostiți. Căsătoria e foarte mare. Deci, în fiecare zi când scot ceva pe gură, mă spat, mă chinui să mă fac înțeleasă, știi? Și oamenii cel puțin să corecteze sau într-o mică măsură să-și dea seama, știi? Cum am venit eu și am zis, bă, uite, după 3 luni mi-am dat seama ce vreau să zici cu aia, dacă voiai ceva făceai, știi? Oricum nu contează, un subiect, crede-mă, neimportant, zero, aia e. Și Radu cu Mădălina, păi eu am vrut să le fac un gest frumos, știi? Adică de ce să-mi despărțiți mie patrul? Eu nu vreau, eu am haine acolo, nu, vreau să-mi rămână camera așa, știi? E și camera mea. Dar am vrut să le dau. Patul, unul de pasă până acolo? Da, că nu, că dacă nu dormim și crâmpat Cătăline așa că se mete pe buze și zic, nu, dacă vreți, vă mutați acolo, dacă nu, n-am înțeles. Dacă de era patul ocupat, ce mai uneau? Și n-au vrut, fac ambiție, crede-mă că de era vorba să le fi zis altcineva, s-ar fi mutat imediat, dar cum ar veni sunt eu și ce, de ce să... Mai fost o fază când a zis că de ce am, când a zis că de cine ar fi dor și nu știu ce? Da, am văzut. Dacă pleacă, de cine da, ar fi? Păi, atât Bianca cât și Andrei au stat cu Mădălina de la început aici și au fost alături. Ce spuneți fetelor? Da, eu am vrut să le fac bine. Să-i ajut cumva. M-am ofticat că n-au vrut să primească ajutor. Și au dormit pe jos. Mulțumim frumos pentru ajutor, dar am dormit unde am considerat că ne simțim mai bine. Și n-au dormit din nici cauza asta nu a fost o ambiție, sincer. Dacă simțeam nevoia să dormim acolo, făceam. Ne-am întins saltele, era și mai răcoare, că era foarte cald în cameră, da, mai jos era mai răcoare. De ce n-ai vrut Mădălina? Nu vreau să o deranjez pe ea. Dacă ea s-a oferit, ce deranj? Păi la început a fost vorba să dormim amândoi în patul meu, dar după aia ne-am dat seama că era prea mic și ne-am pus altfel lângă jos. Da, dar aveați varianta să dormiți în patul Ștefaniei. Și dacă am refuzat, unde era problema? Că aici nu înțeleg. Dar nu e nicio problemă, eu am spus cum am văzut lucrurile. Eu am dormit foarte bine în patul meu și tu ai mai dormit acolo, cred că... Iar nu era nicio problemă. A fost alegerea voastră să dormiți pe jos. Din moment ce m-am oferit, nu e ei, dar sunteți așa într-o relație de... Cum să spun eu? De răcită, încât să nu... Să se pună problema să vă deranjați? Da, în... păi mai spune. Tot timpul spune asta cu deranjul și la mâncare și la multe. Când ne-au spus de jocuri ce premiu o să avem, ea, cu gura ei, a spus că poate pe mine mă deranjează că vin băieți și stau în casa noastră. Așa ai spus? Am spus că premiul nu a fost egal. Dacă stăm să o luăm logic, mai suntem aici concurenți care nu au cuplu, nu? Și mi-ar fi plăcut să am și eu un premiu pentru care să lupt cu adevărat. Bine, am luptat, nu s-a pus problema, mi-aș fi dorit foarte mult, oricum am fost și supărată că ei doi au fost despărțiți, dar un premiu care să ne motiveze și pe noi, că fie că vrem, fie că nu, facem parte din această competiție și suntem singuri. Chiar dacă e despre cuplus și despre iubire, aia e. Am spus-o la modul că doream cumva să primim alt premiu.
din acest motiv am spus că poate m-ar deranja, dar am stat atâtea luni cu băieții ăștia în casă și nu m-au deranjat niciodată. N-a fost mare diferență, ba chiar mi-a făcut plăcere. Am avut ce vorbi și cu Radu și cu David când da, acum să știți că cineva a fost foarte deranjat de venirea băieților în casă. O să vă arăt un pic mai târziu despre cine este vorba și ce comentarii au fost și ce reclamații și multe, multe altele. Deși cred că din tot ce v-am povestit v-ați dat seama despre cine este vorba. Dar toate la momentul potrivit și o să luăm o scurtă pauză și după pauză veți vedea pe rând pentru fiecare cuplu în parte cum au fost cele 48 de ore de... Cum să-i spun eu? A fost, de fapt, prima dată când au putut și ei să doarmă împreună, după atâtea luni. Nu de altă dată, bătea căsătoria la ușă și nici măcar nu știau dacă sforă e partea.